Proiect crucial pentru infrastructura rutieră a municipiului, pasajul subteran care va uni străzile Oituz și Ștefan Gușe, va fi realizat de compania italiană Procom, câștigătorul licitației de construire. Contractul de execuție urmează a fi semnat miercuri, când conducerea primăriei va organiza o conferință de presă. Potrivit informațiilor oficiale, la licitație s-au prezentat 7 oferte de construire, însă numai unul dintre ofertanți a îndeplinit criteriile prevăzute în caietul de sarcini. În cel mult 2-3 săptămâni de la semnarea contractului de construire, lucrările putea începe. Noi am pus în caietul de sarcini un termen de execuție de 14-24 de luni. Câștigătorul licitației a mers pe o perioadă de doar 14 luni. La sfârșitul lui 2010, execuția pasajului ar trebui să fie gata, a precizat viceprimarul Dragoș Luchian. Pe toată durata realizării construcției, traficul feroviar din zonă va fi restricționat, astfel încât lucrările să decurgă normal. Conform datelor tehnice ale proiectului, pasajul subteran va avea o lungime de peste 260 de metri și va tranzita subteran cele 14 linii de cale ferată. Rețeta financiară a proiectului prevede o valoare totală de aproximativ 31 de milioane de lei, din care aproape 25 de milioane vor fi asigurate din fonduri europene. Astfel, va fi asigurată legătura rutieră directă a centrului municipiului cu străzile Ștefan Gușe, Oituz, Ionită Sandu Sturza și Vasile Alexandrii. În plus, prin realizarea pasajului, problematica barieră de la calea ferată către București ar putea fi suprimată.